Salutare tuturor și bine ați venit din nou pe canalul meu de YouTube, Maria Olaru Oficial. Astăzi vă propun o sesiune de exerciții de yoga pentru cei ce au mari probleme de spate și pentru că îmi place foarte mult în postura de elev, de ucenic, dacă vreți, și de asemenea îmi place să apelez la oameni cu mult mai instruiți decât mine și unde nu mă pricep, atunci cer neapărat ajutor. Astăzi vă prezint pe profesor Daniela Cârlig, specialist în yoga, și de această dată, Daniela, aș vrea să preiei tu frâiele și să ne spui ce exerciții, evident, după aceea să ne și arăți, ce exerciții am putea să facem, ce ne este permis pentru cei cu probleme ca și mine, de altfel, chit că sunt doar probleme acute sau cronice, cum sunt eu și cu tijă în spate. Este recomandat să facem astfel de exerciții chiar și pentru acei oameni care au fază acută, cu tijă în coloană sau care se confruntă sporadic cu durerile de spate? Pentru practica de astăzi am pregătit posturi de yoga care pot fi aplicate pentru toți cei care se confruntă cu dureri de spate. Minunat. Pentru că știm că este important ca coloana să rămână mobilă, să aibă flexibilitate. De asemenea, musculatura spatelui necesită suport și întărire musculară, așa că prin posturile pe care astăzi le vom lucra, ne vom adresa tuturor celor care se confruntă cu dureri de spate. Așa că posturile vor fi safe, se vor desfășura în siguranță, iar sub îndrumarea noastră, cu siguranță, pot fi abordate de către Avem ceva toată contraindicații? Lumea. Nu știu... Există? Bineînțeles, de fiecare dată recomandăm în primă fază acordul medicului, iar sub îndrumarea noastră, fiecare participant poate să practice destul de în siguranță. Posturile nu sunt complicate, vor avea și o abordare mai simplă, mai soft, cu accesorii, astfel încât participantul sau practicantul să-și poată modela practica conform nevoilor și conform... Abia aștept. Cu ce mă încerci astăzi? Să văd dacă mă descurc și sper. Sunt convinsă că o să te descurci, iar dacă nu vom găsi variante alternative de lucru și ajustamentele necesare. Am să spun la exercițiile care nu mă descurc, am să spun. Așa că hai să dăm drumul. Îi dăm drumul, perfect. Ne vom așeza în sprijin pe genunchi și palme, vom ancora încheieturile sub umeri, genunchii sub bazin, vom porni cu coloana cât mai bine alungită și neutră, vom inspira ridicând brațul dinspre noi, rotim din centrul pieptului către noi, iar pe expirație ducem acest braț pe sub cel de sprijin până atinge solul și rotim din centrul pieptului și de la nivelul taliei cât reușim de bine, fără a forța. Vom merge dinamic cu această rotație, inspirăm deschidere și expirăm torsiunea coloane. Efectuăm încă 4 repetări. Inspir, deschid și rotez bine. Expir. Aici mă voi duce pe amplitudinea mișcării cât simt că mă lasă spatele și coloana fără să forțez. Pe mine mai puțin. Atunci voi roti mai puțin, da? Da, da, da. Nu, e clar că mă ține tija, am anumite exerciții care nu-mi permite. Dar sigur, trebuie încercat, pentru că altfel nu. Este ultima repetare. Perfect. Și vom menține aici postura, iar dacă merge, încercăm să așezăm întregul braț complet la sol, împreună cu capul, iar brațul rămas liber îl extindem deasupra capului. Dacă simt postura aici mult prea intensă, am varianta în care nu ating solul cu brațul de jos sau chiar pot retrage ușor șezuta mai spre călcâie. Chiar e relaxant, e confortabil. În aceste momente, într-adevăr, abordarea noastră trebuie să fie pasivă, să simțim torsiunea coloanei, decompresia acesteia cu ajutorul torsiunii, întinderea spatelui superior și vom mai menține încă 3 respirații pe care încercăm să le savurăm aici în postură. Dacă nu avem niciun impediment, vom încerca să respirăm cu ajutorul nărilor.
Dacă nu, e în regulă, oricum simți că te poți oxigena corespunzător. Efectuăm ultima respirație. Brațul extins deasupra capului se retrage din nou cu palma sub umăr. Îl voi scoate pe celălalt și rotez de unde am plecat cu inspirație. Și cu expirație vom reseta bine postura din nou în all four. Vom efectua exact același exercițiu pe partea cealaltă. Da? Deja avem experiența exercițiului, așa că vom ști să controlăm mai bine rotația. Perfect. Și ne vom opri în punctul în care simțim că durerea apare, nu forțăm. Okay? Inspirăm, rotim din centrul pieptului, de la nivelul talii și pe expirație duc brațul pe sub cel de sprijin și întind, răsucesc cât reușesc de bine. Inspir, rotesc. Brațul celălalt trebuie să rămână tot timpul întins. Încercăm să-l ținem pentru că este de sprijin. Încercăm să-l ținem destul de activat, să ne ofere suport. Îl putem flexa ușor când rotim eventual, ca să ne ajute. Da? Deci nu-l ținem înțepenit. El se stabilizează în sol pentru a ne ajuta. Da? E punct de sprijin. Perfect. Încă o repetare, ca să lucrăm simetric. Și ne ducem cât reușim de jos. Așezăm brațul complet la sol împreună cu umărul, de asemenea capul, iar brațul rămas liber, îl ridic deasupra capului. Dacă găsesc această ridicare și extensia brațului inconfortabilă, pot să-l retrag flexat cu palma sub umăr, lejer. De asemenea, ne aducem aminte că putem retrage ușor șezuta spre călcâie și de asemenea, putem lăsa brațul să nu atingă neapărat solul. Da? Deci pot lucra asupra amplitudinii în funcție de cum simt postura. Da. Dacă simt că menținând postura destul de amplă îmi creează durere, atunci ajustez conform indicațiilor anterioare. Încercăm încă 3 respirații să savurăm aici postura. Și să observăm toate sentimentele pe care aceasta ni le oferă, cum se simte spatele nostru. Ne pregătim pentru ieșirea din postură, retragem palma extinsă sub umăr, de aici rotim, scoatem brațul, ne întindem de unde am plecat și vom reseta în all four. De aici ne vom așeza culcat frontal, pe burtă. Și ne vom pregăti de câteva hiperextensii ale spatelui. Picioarele, picioarele vom ține la lățimea bazinului sau pentru intensificare le vom apropia. Vârfurile rămân apăsate și gleznele relaxate. Setăm palmele de o parte și de alta pieptului cu coatele orientate către înapoi. Pornim prin a alungi în prima fază coloana, da? Vrem să creăm spațiu între discurile intervertebrale, iar de aici, folosindu-ne musculatura spatelui, ridicăm într-o ușoară hiperextensie. Încercăm să nu forțăm în prima fază, să ne familiarizăm cu exercițiul. Și pe expirație cobor tot drumul jos. Și repetăm, inspirăm, up. Și expir ușor cobor. Încercăm să ținem și coloana cervicală lungă, așa că ne imaginăm că ne trage cineva din creștetul capului ușor către înainte. Întâi ne alungește. Greutatea când ne ridicăm, perfect. Daniela, folosim musculatura brațelor sau mai mult cea a spatelui? Folosim musculatura spatelui pentru că aceasta ne interesează. Brațele sunt un mic suport, însă încercăm să le folosim cât mai puțin. Da? Minunat. Chiar să le dăm drumul dacă vrem să ne testăm felul în care ne folosim musculatura. Perfect. Încă 3 repetări. Inspirăm la urcare și expirăm la coborâre. Dacă te simți destul de confortabil și vrei o solicitare mai intensă a spatelui, poți să faci hiperextensia ceva mai amplă. Dacă din contră simți disconfort, atunci vei încerca doar să deschizi pieptul și foarte puțin să desprinzi fruntea de la sol. Ultima repetare. Și vom avea în continuare un moment pasiv, așa că ne vom așeza cu coatele sub umeri. Postura se numește postura sfinxului, așa că piept deschis, umerii rotiți ușor spre înapoi și relaxați, iar de îndată ce am intrat în postura, încercăm să relaxăm corpul pe cât posibil și întoarcem privirea peste umăr. În felul ăsta, implicăm puțin și coloana cervicală,
să relaxăm mușchii fesieri și zona lombară. Cum simți această hiperextensie, Maria? Sus la omoplați. În zona omoplaților? Da, datorită exercițiului precedent. Simt că e încordat, dar e plăcut, adică e suportabil. Și încă îi simt încordați. Încordați. Nu-i nimică. Încet, încet o să avem și momente în care vom relaxa mult mai bine tot ceea ce vom lucra. Și o să avem la sfârșitul practicii. Ele par simple, dar nu sunt. Adică mușchii clar lucrează. Mai ales dacă stăm în menținut acolo mult timp. Ultima respirație aici, completă. Și vom menține în continuare postura, însă vom muta privirea în partea cealaltă. Încetos. Dacă te simți inconfortabil cu această rotație a gâtului, nu trebuie să faci treaba asta. Poți să menții privirea pe direcție înainte sau chiar bărbia ușor în piept cu capul greu oi. Da? Deci pot să am și o abordare diferită. M-am mai relaxat puțin, dar am să revin la cea inițială. De asemenea, dacă simt hiperextensia spatelui mult prea amplă, pot să înaintez puțin pe brațe și atunci îmi ofer un pic mai mult sprijin pe zona abdominală și a coastelor. Iar spatele nu stă atât de arcuit. Da, da? Mi-e mai confortabil așa. Super. Timpul petrecut în postură, tot timpul ne oferă posibilitatea să ne cunoaștem corpul mai bine și limitele acestuia. Ultimele trei respirații pe care le savurăm aici. Facem loc trunchiului să coboare la sora, așa că tragem de brațe ușor în exterior. Poziționăm palmele sub umeri și vom relaxa puțin spatele și îl vom întinde în child's pose. Și anume, voi deschide genunchii larg la lățimea saltelei, dar puțin mai deschis de lățimea bazinului, dacă nu lucrez pe saltea. Retrag ușor șezuta spre călcâie și voi întinde brațele către înainte, coborând trunchiul la ce nivel mă simt confortabil. De asemenea, ne gândim tot timpul aici la alungirea coloanei în prima fază, da? După care setăm amplitudinea posturii. Pot opta și pentru varianta în care retrag palmele sub frunte. E mai relaxantă aici postura, așa e, Maria? Ambele. Pentru tot spatele mi-e confortabil asta și simt că îmi face foarte bine, dar pentru că am făcut exercițiile de dinainte, simt încă un pic spatele încordat și atunci îmi cade bine și varianta asta. Petrecem tot timpul, suficient timp în postură ca să acordăm timpul necesar corpului de a se acomoda cu postura, de a o simți, de asemenea, de a o regla dacă este cazul. Și de a o conștientiza, probabil. Și de a o conștientiza, bineînțeles. Conștientizarea ne ajută să ne cunoaștem limitele și să știm cum să folosim posturile ca o unealtă benefică pentru corpul nostru, pentru spate în acest caz. Rămânem pentru ultimele trei respirații. Iar la finalizarea celor trei respirații mă voi ajuta de brațe, poziționându-le la sol și super ușor rulez coloana pentru îndreptarea trunchiului. Adunăm picioarele, ne lăsăm ușor pe o parte și vom scoate picioarele înainte. În continuare, pentru următoarea postură, vom avea nevoie de accesoriu. Dacă dispui de un bloc de yoga, îl poți folosi. Dacă nu dispui de un bloc de yoga, poți folosi o pătură mai groasă sau o pernă, ce găsești acasă.
accesoriul pe care l-am pregătit, îl vom așeza înapoi așezutei și ne vom așeza cu zona omoplaților peste acesta, da? Deci chiar în spatele pieptului. Accesorul nu trebuie să ne deranjeze în zona lombară sau în partea cervicală, ci dorește exact să ne deschidă pieptul și umerii. Exact. Uh-huh. Așa că facem așezarea super ușor pe accesoriu, da? Fie că e vorba de bloc, fie că este vorba de pătură sau pernă. Bun, de îndată ce am așezat spatele, vom lăsa capul greoi să cadă în podea, eliberând astfel gâtul de tensiune. Picioarele le vom deschide cu genunchii în exterior și unim tălpile. Brațele vor rămâne libere în sprijin pe podea și odată cu greutatea brațelor vom lăsa și umerii relaxați, pieptul să se deschidă, vertebrele pe partea anterioară, zona sternului, foarte important să deschidem acest segment al corpului, da, de regulă această secțiune este compresată, stresată, presată datorită acțiunilor zilnice către înainte pe care le efectuăm și de multe ori generează dureri de spate. Așa că, cu ajutorul acestei posturi, vrem să deschidem foarte bine toată partea anterioară a corpului, să creăm spațiu între discurile intervertebrale anterioare și de asemenea să oferim un scurt masaj spatelui superior cu ajutorul accesoriului. Câte secunde sau pentru ce timp trebuie să stăm, ar fi indicat să stăm, care ar fi minimum și maximum pentru a sta într-o poziție, Daniela? Cu cât reușim să menținem o postură pe durată mai lungă de timp, cu atât putem beneficia de efectele ei mai bine, însă e foarte important să nu forțăm și să observăm în ce moment ne creează disconfort. Și atunci e important să ieșim din acea postură foarte soft, undeva la 2 minute, să zic 2 minute jumătate, dacă ai mai mult timp, iar dacă nu dispui de prea mult timp, un minimum de 10 respirații. Cam cât am făcut noi astăzi. Perfect. Deci oamenii sau cei care ne urmăresc ar putea și ei să execute aceste exerciții. Desigur, practica se poate face în sincron odată cu noi și atunci te asigur că ai o practică completă. Asta e o poziție foarte relaxantă, cel puțin mie personal îmi face tare bine, având și tija, să spun așa, mai către toracal. Nu simt absolut niciun disconfort, cel puțin la spate. Așa e foarte bine. Nici în alte părți, da, mi-e tare bine. Este într-adevăr o postură relaxantă, o postură eliberatoare pentru tensiunea acumulată în coloana vertebrală, în mod deosebit partea toracală, exact cum ai precizat, Maria. Petrecem ultima respirație și ne vom pregăti încet, încet, ieșind din postură. Ieșirea o facem foarte soft. Vom extinde în prima fază picioarele. Vom ancora brațele în sol cât reușim de bine. Ducem ușor bărbia în piept și cu ajutorul brațelor, da, vom ridica puțin spatele de pe accesoriu pe care îl îndepărtăm și cu mare grijă rulăm din nou coloana la sol, vertebră cu vertebră, reajungând din nou în orizontală. Ca să completăm practica noastră pentru spate, pentru coloană, vom finaliza cu câteva torsiuni ale coloanei. Știm prea bine că torsiunile ne ajută să decompresăm foarte bine coloana și să eliminăm presiunea de pe zona spatelui. Așa că vom ridica genunchii deasupra bazinului. Picioarele le putem alătura și vom lăsa ambele picioare să cadă într-o parte. Puteți să începeți către noi ca să lucrăm pe aceeași parte. În timp ce picioarele s-au răsturnat, vom lăsa omoplații bine ancorați în sol și centrul pieptului rămâne orientat către tavan. Dacă simt această torsiune mult prea intensă, da, datorită coborârii picioarelor până la sol, am varianta să-mi așez accesoriul pe care l-am la îndemână, da, fie blocul, fie pătura, sub piciorul de jos, creând puțin înălțime. Astfel se reduce amplitudinea
torsiunii. Da, mie personal mi-e mai confortabil, mi-e confortabilă și prima variantă, însă mă simt că mă forțează așa puțin și optez pentru înălțarea poziției. Sigur. Sigur. În felul ăsta, torsiunea coloanei nu este atât de intensă, de amplă. Tot timpul mă pot duce până simt rezistență, da? Dar nu trebuie să forțez sau să depășesc acele limite ale durerii, ale disconfortului. Ultimele trei respirații petrecute aici. Iar ieșirea din postură o facem foarte soft, fie prin ridicarea picioarelor sau așezarea tălpilor la sol și centrarea genunchilor, încet, încet, încet. Recentrăm la mijloc, readucem genunchii deasupra bazinului ca să avem un aliniament cât mai optim al picioarelor să ne ajute și vom răsturna picioarele în cealaltă direcție. Dacă se poate, încercăm cu genunchii să urmărim linia șoldurilor. Nu uităm să lăsăm omoplații ancorați în sol. Îți imaginezi că picioarele trag într-o direcție, trunchiul în cealaltă și în acest fel coloana are parte de decompresie. Mușchii spatelui au posibilitatea să se relaxeze acum. Maria, față de prima torsiune a coloanei pe care am avut-o la începutul practicii, cum simți diferența cu această postură? Mi-e mai confortabilă această poziție, să spun și de ce, pentru că mi-am înălțat aici poziția, dar și la primul exercițiu mi-a fost un pic solicitant, dar știi deja povestea. Pe mine mă rigidizează foarte mult acea tijă și tocmai dacă nu fac exerciții devin mult mai rigidă și mult mai inflexibilă în viața de zi cu zi și tocmai de aceea le fac să nu am acest disconfort. Dar nu a fost super solicitant, însă se simte. Ai resimțit. Da, da. Ultimele trei respirații. După efectuarea celor trei respirații, încet, încet revenim cu picioarele la centru, fie prin ridicarea acestora sau lăsarea tălpilor la sol și foarte soft. De îndată ce am resetat, ne vom răsturna din nou culca dorsal și ne vom pregăti pentru ridicare. Dănuța, eu m-am simțit extraordinar, așa, pe alocuri mici impedimente, însă nu imposibil de practicat. Ce crezi că ar trebui să mai știe oamenii despre ceea ce am făcut noi astăzi? Doresc să menționez că practica pe care tocmai am făcut-o împreună este una completă, care acordă atenție întregului spate și întregii coloane vertebrale, pentru că pentru a atinge o stare optimă a spatelui sănătos, trebuie să îl tratăm ca pe un întreg. Astfel, nu am evitat niciun segment al coloanei, respectiv al spatelui, am lucrat zona lombară, partea toracală, zona cervicală, atât prin mobilizare și decompresie, cât și prin întărire musculară. Astfel, cei care practică tot ce am făcut noi împreună, sunt convinsă că vor reuși să aibă un spate mult mai sănătos, o conștientizare a posturii mult mai bună și practicat în mod repetat și cât mai perseverent, cu siguranță pot ajunge la ameliorarea durerilor până la eliminarea acestora. Și să-l mențină sănătos. Și să mențină sănătos, de asemenea, exact. Sigur. Toți cei care doriți să vedeți activitatea Danielei, am să vă așez acolo în descriere toate detaliile despre activitatea ei. Asta a fost tot. Îți mulțumesc încă o dată pentru că ai acceptat invitația. Mulțumesc cu mare drag, a fost o plăcere.
ca de obicei. Mi-a fost drag să particip, chiar mă simt bine și mă bucur că este pentru prima dată când particip la o sesiune de yoga așa adevărată și cu un instructor de prestigiu ca și tine. Îți mulțumesc tare mult! Mă bucur, mulțumesc și eu și felicitări pentru start! Mulțumesc tare mult! Asta a fost tot, vă mulțumim din suflet pentru atenție, până data viitoare, toate bune!